Bună seara, stimați telespectatori! Bine ați venit din nou împreună la Neconvențional, o emisiune a cărei ediție astăzi este dedicată suporterilor Petrolului Ploiești și m-am gândit să îl aduc în fața dumneavoastră pe unul din foștii membri ai grupării Galben-Albaștrilor din Peluza Latină, Dragoș Machițescu. Bună, Dragoș, bine ai venit în cadrul emisiunii! Bună seara, mulțumesc frumos de invitație și bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Fost lider al facțiunii Peluza Latină, acum simplu suporter al Petrolului, Șumi, cum îl știți dumneavoastră, a fost prezent acum 3 ani printr-o prima dată în cadrul emisiunii mele. Pe atunci era Pasul la Offside, acum este un Neconvențional la Ploiești TV. Unul din mari iubitori ai fenomenului ploieștean, un formator de opinie care nu se sfiește să combată niciodată asupra fenomenului fotbalistic. Este un tip vertical, eu așa l-am cunoscut, așa îl știu și acum, un tip care își asumă ce vorbește, un tânăr familie și un tătic. Tătic proaspăt, acum aproape, nu știu, mai mult un an și jumătate, cam 500 de zile, așa zic eu, a făcut un pas mare în viață și a luat-o de nevastă pe frumoasa Mirela, cea care a admis până la urmă să îi fie soție. Rodul dragostei lor este Victor Andrei, super eroul lui Șumi, așa cum îi place lui de fiecare dată să îl alinte. Ieri a fost creștinat, așadar un nou motiv pentru a-i ura în continuare o căsnicie plăcută și să fie un tătic responsabil al unui copil care să devină la fel de responsabil ca și el. A studiat la Universitatea Petrol și Gaz de la cursurile de zi, managementul sectorului public în cadrul Facultății de Științe Economice. Posedă și un master pe aceeași temă a managementului sectorului public. Este proprietar și fondator al studioului de tatuaje Art Syndrome. O să ne spună două vorbe și despre acest lucru, pentru că așa cum bine îl cunoaștem pe Dragoș, este de sus și până jos. Nu știu cum a venit așa de îmbrăcat de data aceasta, data trecută era mult mai expus. Probabil că l-a ajutat și temperatura de afară, acum nu mai este foarte cald. Se vedea din toate unghiurile dragostea lui infinită către culorile alb, galben, albastru și blu. De ce spun blu? Pentru că este și un susținător frenetic al formației Lazio Roma. Închei spunându-vă că are un citat preferat, un citat din criticul și istoricul literar Garabeti Brăileanu: dacă apucăm pe un drum ți-ai rupt un picior, nu regreta că n-ai apucat-o pe altul, că nu știi dacă nu cumva ți le-ai fi putut rupe pe amândouă. Hai să pornim de aici, Dragoș, și să te întreb care este morala ta vis-a-vis de acest citat. Morala legată de acest citat e faptul că întotdeauna mi-am asumat ceea ce am făcut în viață. Niciodată nu m-am dus cu capul înainte. Întotdeauna am fost calculat. Iar legat de acest citat, pentru că e un citat care îl am în profilul de Facebook de când mi-am creat Facebook-ul, de până anul 2010, ține exact de asumarea aceasta ceea ce fac eu. Adică niciodată, că se întâmplă în viață, întotdeauna întâmpi, împiedici, mai greșești că ești om, dar întotdeauna mi-am asumat și întotdeauna nu am regretat faptul că am ales să fac ceva, că a ieșit, că nu a ieșit, până la urmă din ele învățăm. Și dragostea asta pentru tatuaje de unde a venit? Păi dragostea pentru tatuaje, că tot eram un susținător frenetic al echipei, am început cu un tatuaj mic, pe gambă, legat de Petrolul, legat de gruparea din care făceam parte. Tatuatorul la care m-am dus, în timp ce stăteam în așteptare acolo, am văzut un proiect destul de măricel, făcându-i unui băiat pe mână. Și mi-a plăcut foarte mult. Deci eu am tratat-o, pur și simplu, am văzut, eu știam tatuajele, ce și făcea toată lumea în perioada respectivă. Îngerași. Eu am văzut că el e super dezvoltat din punctul ăsta de vedere. Adică pur și simplu făcea o artă pe pielea ta. Și asta și m-am gândit, eram și pasionat de al doilea război mondial și primul război mondial și din discuțiile cu el mi-a propus, haideți să facem una întreagă legată de al doilea război mondial. Așa am ajuns să îmi placă ceea ce, cum e o vorbă și între tatuatori, mai ales acum că dețin acest studio împreună cu fiul meu, cu Silviu, care tot el m-a tatuat prima oară.
Așa e o vorbă și între tatuatori. Odată ce ți-ai făcut un tatuaj, îi prinzi gustul și te umpli. Mm-hmm. Și chiar așa se întâmplă. Și asta s-a întâmplat. Da, asta a fost acum 5 ani de zile, aproape. Finul tău este mai... are mână mai bună ca a ta sau cum? Eu nu tatuez. A, tu nu faci? Nu. Eu sunt decât pe partea administrativă. Nu, că vreau să mă dau și eu pe mâna ta, să văd cum e... Nu, dar dacă vă dați pe mâna lui Silviu, vă garantez că sunteți pe cele mai buni mâini din oraș. Îți imaginez că glumesc, că am o vârstă și dacă n-am făcut-o până acum, știi că nu m-am... Păi dacă vă uitați pe pagina... Am văzut ceva. Persoane și de persoane mai în vârstă. 60-65 de ani care se tatuează pentru că vin cu povești din viață, vin să și le expună. Și care ți se pare că este o chestie... Deci oamenii aceia sunt... pozitivă, cime... nu? Da, da. Mi se pare normal. Și uite, acum, o săptămână asta e soția. Uh-huh. Că noi, până să facem copilul, am combătut infertilitatea. Și fiecare tatuaj are o poveste. Și își va tatua semnul mondial al infertilității cu data de nașterea copilului. Că pur și simplu a combătut infertilitatea. Este un tatuaj de suflet. Într-adevăr, sunt și persoane care vin și se tatuează doar de dragul de că... dragul de a fi tatuat. De a te tatua, că dă bine în oraș când te duci la o terasă, într-adevăr. Sunt și astfel de persoane, dar în mari proporții, în proporții de 90%, majoritatea vin cu o poveste, poveste care e transpusă pe piele. Știu că ești fan înrăit al echipei Lazio Roma. De unde vine dragostea asta pentru echipa? Dragostea pentru Lazio vine din 1998. Oho. Da, aveam în galerie, cred că și dumneavoastră, pe Vici, care e preot acum. Da. Vici era un pasionat al fenomenului în perioada respectivă, fiind mai mare ca noi. Noi, generație de puștani, aveam 14-15 ani. Nu știu cum, a făcut răză niște reviste, se numeau Super Tifo din Italia. Uh-huh. Reviste care concludeau fenomenul din Italia, care în perioada respectivă era cel mai cunoscut fenomen, de la ei a pornit fenomenul ultras din Italia. Uitându-mă pe reviste, erau 2 sau 3 nume, nu mai aduc aminte. I-am cerut aproape cu lacrimi în ochi. Erau înainte când aveau o revistă, în anii 2000, o revistă Super Tifo, păi e ca și cum ai fi avut legitimație oficial de ultras, adică erai... Zău, așa da, e, de, da. Așa e de cunoscut. Gândiți-vă că erau și alte vremuri, nu sunt vremurile de acum. Nu avem acces la internet, nu avem acces la telefoane, nu, pur și simplu noi, ceea ce trăiam pe stadioane, nu vedea nimeni ce facem, ca acum. Ați văzut, acum filmări, știi, interiorul galeriei. Da, știi și de unde pleci și ce mănânci dimineața și unde îți bei cafea. Corect. Înainte nu era așa, înainte, sau cum e acum, se schimbă data de întâlnire, ora. Înainte, unde mergem? Avem deplasare la Bacău. Ne întâlnim, avem tren la 12, ne întâlnim la 11 în gara de sus. Atât. Atât. Cine venea, cine nu venea, dacă nu venea, ăla nu mai avea. De ce n-ai venit, corect, ce s-a întâmplat. Corect. Erau alte vremuri. E, uitându-mă pe revizia respectivă, am ajuns la pagina dedicată Curvei Nord la Lazio, care mi-a plăcut. Eram și în perioada respectivă, că și acum sunt pasionat de al doilea război mondial, eram pasionat de oarecum neopolitic asta care se făcea fascismul și toate cele. Așa, e o peluză care mie mi-a plăcut foarte mult, deși culorile nu erau asemănătoare cu petrol, dar nu țineam cont. După aceea am început oarecum să încerc să-mi fac rost de cât mai multe materiale, să înțeleg exact ce se întâmplă în fenomenul acolo, pentru că nu sunt genul care, da, gata, mi-a plăcut, arată bine, peluză mare, mulți oameni, ăștia sunt. Nu, am vrut să văd într-adevăr dacă oarecum pe viitor, dacă aș ajunge printre ei, m-aș simți eu într-adevăr, nu să mă duc pentru simplu fapt că sunt mulți și fac spectacol da. Citind despre ei, timp de un an de zile, în 99, am început să avem și noi acces și la televizor mai mult. Era și perioada când aveau formația și Scudetto, au luat în perioada respectivă, după aceea și Cupa, nu era Cupa UEFA, era Cupa, cum zicea înainte de Cupa UEFA? Orașelor Târguri. În 2001. Nu era Cupa UEFA. Era Cupa Campionilor Europeni și Cupa UEFA era denumită în... Europa League. Da, nu Europa League acum. A fost Cupa UEFA, Cupa acum Europa League și înainte a avut o altă denumire. Exact, a doua competiție. Acolo, erau, da. Da, și au și câștigat-o. Uh-huh. La fel, mi-aduc aminte când a fost meciul acela de... când au luat Scudetto, uh-huh. Noi am avut meci acasă și Juventus a avut la Perugia, uh-huh. Pentru că
Exact când ne-am mutat în 98, m-am mutat prima oară la meciuri, a fost când a pierdut campionatul în ultima etapă, Juventus tot așa cu Perugia și a câștigat Juventus și a luat campionatul tot așa în ultima etapă. E, următorul an când a luat și Lazio, tot cu Perugia a avut Juventus în ultima etapă, a fost ploaia respectivă, dacă vă faceți aminte, când a fost într-un meci la Perugia, la Torino, undeva de vreo 50 de minute. S-a sucit noroc. Da, și mi-aduc aminte că eram în curte la mine, eu fiind trei frați, fratele mare eram la țiare amândoi, că și lui i-a plăcut, și fratele mijlociu era cu Juventus. Și mai eram niște prieteni, da. Și mi-aduc aminte când s-a terminat, când a dat fluierul final, ăsta, Pierluigi Colina, a fost la Perugia cu Juventus, am rupt bolta. Am țipat, mai mult am țipat, nu neapărat ne bucuram foarte mult, că ne bucuram, într-adevăr, că a luat Lazio campionatul și mai mult să-i facem un șut de fratele. E, și de atunci, într-adevăr, s-a impregnat o pasiune foarte puternică pentru Lazio. Am început să am materiale de grupare și fulare, ceea ce nu avea mai nimeni în România cu Lazio. Eu, singurul fular care l-am purtat, eu niciodată n-am fost, nu știu, nu am fost adeptul fularelor, nici cu Petrol n-am avut. Nu-ți plac fularele? Nu, am fost adeptul lor, pentru că eu am fost adeptul fenomenului Ultras, exact cum era transpus în perioada aia, mai spre integru. Adică nu-mi plăcea să fiu întotdeauna expus, să fiu în față, să fiu cu un fular sau să... Da, cu o torță. O torță, da. Pasionat de pirotehnie am fost de mic. Spune-mi, te rog, știu că pentru Lazio un astfel de derby mortal este cel de la Roma, cel cu Roma, cu AS Roma. Ai fost și ai văzut ăsta, derby de la Capitale, parcă îi zice, nu? Destule. Ai fost și ai văzut destule. Anual mă duc la ambele derby-uri și acum am fost în februarie la ultimul derby și aveam și programată deja plătită și deplasarea și avionul tot pentru ultima deplasare care aveau la Napoli, pentru că știți că Lazio mergea foarte bine cot la cot cu Juventus. Și acum merge bine. Începe săptămâna aceasta campionatul și locul la ei. Locul 2 se bate și am zis, era ultima etapă, penultima etapă la Napoli, care are o deplasare destul de grea și o deplasare și periculoasă și eu îmi plătisem deja, vreau să mă duc. După aia avea ultima etapă acasă. Am zis, poate celebrez vreun scudetto. Ai spus la un moment dat, ar fi extraordinar să văd un Petrolul Lazio. A fost una din provocările pe care ți le-ai lansat. Era o chestie mentală. Și te-a întrebat cineva cum poți să iubești două echipe. Cum poți să iubești o echipă italiană atât de mult și o echipă ploieșteană de aici, din Ploiești, extraordinar de mult. Și ții minte că i-ai spus respectivului că este ca și cum... te-ar fi întrebat dacă o iubești pe mama ta sau cât de mult o iubești funcție de copilul care urma să se nască. Și eu am stat și m-am gândit, am făcut paralela asta și am stat să mă gândesc, ce a vrut el să spună în momentul ăla? Vreau să știu în contextul ăsta cine e mama și cine e copilul în relația Petrolul-Lazio. Păi, la nivel sentimental, dacă e să luăm așa, nu există termen de comparație. Nu există te iubesc mai mult sau te iubesc mai puțin. Pur și simplu te iubesc. Și rămâne așa. Și din cum a fost Petrolul. Petrolul, să zicem că e mama. Pentru că cu Petrolul am crescut. Cu ea te-ai născut, să cu ea m-am născut. De când am fost la 11 ani, mergeam în deplasări. Eram copil, că erau frații mai mari, oamenii din cartier mai mari și mă duceam pe lângă ei. Prima deplasare am avut la Târgoviște în 1996 și aveam 12 ani în perioada respectivă. Eram copil și mi-a plăcut fenomenul. Iar copilul a venit ulterior, după 2 ani de zile de relații cu mama, sigur, să zic așa. Și a ieșit. Ideea e că nu are cum să compari chestia asta niciodată. Pentru că pe parcursul vieții, că asta e trăirea unui om, asta e mecanismul, dinamica unui om, e să-ți iubești părinții și după aceea ulterior în viață, pentru că și tu ca om vei crește, va trebui să-ți iubești soția cu copilul, care faci o familie, copilul, copii, familia care o iubești oricum, că o iubești de când ești mic copil, că ai crescut cu ea. Adică întrebarea pentru mine a fost o întrebare care trebuia să-mi adresez în nicio formă. Ce spune Mirela, mai exersați asupra subiectului copii? Noi când am făcut pe Victor, noi l-am făcut în vitro. Deci pe cale mecanică, să zicem așa. Ideea este că noi am făcut atunci
6 copii pe care îi țin în banca de, da, noi zic, da, pe, așa, da, pe care plătim anual undeva la 800 de euro. Mai avem încă 5. Calitatea sunt, că și acolo au niște praguri anume, da, niște indici. Am avut 3 calitatea A și 3 calitatea B. L-am folosit pe cel mai bun calitatea care a fost Victor și acum ne dorim într-adevăr, dar numai că conform procedurilor acestea în vitro, trebuie să ai o perioadă de... O stagnare de 2 ani. Nu stagnare, că nu putem să spunem că dacă ar fi fost după noi, era unul după aia și Victor, gata, hai să mai facem încă unul. E o perioadă în care trebuie să organismul, pentru că trece... Prin destule chinuri? Nu vreau să explic public, numai că am trecut pe niște perioade destul de grele, mai ales că Mirela a făcut niște tratamente destul de puternice, da, cu injecții. Deci a fost slăbită, și clar, cu, da, a fost foarte slăbită, iar organismul, într-un fel sau altul, trebuie să regenereze. Mai e și... partea asta destul de bună în care au fost anumiți clienți care au făcut în vitro, ne spunea doamna doctor Codreanu, că la dânsa am fost cea mai bună din București, au fost clienți care după ce au făcut în vitro au făcut pe cale naturală. Încă se, da, spune se că de la primul întâmplă. Copil într-un fel sau altul îți regenerezi organismul cu parte ovariană și că problema a fost în mare proporție la Mirela. Da, ne... Chiar anul viitor am vrea să mai încercăm. Și ce, băiat sau fată ai vrea? Eu mi-am dorit fată. Prima dată ai vrut să fie fată? Da, fată mi-am dorit. De la început, pentru că oarecum cele mai bune, să zic, cea mai bun prietenă a mea a fost o fată. De-a lungul timpului, da, nu, și m-am înțeles foarte bine cu fetele în general. M-am înțeles la fel de bine și cu băieții, dar parcă să poți sunt să spui altfel. Ce ai pe suflet. Ele sunt altfel. Da, sunt altfel. Ascult altfel. Băieții știți, spune, hai mă, lasă că suntem bărbați, suntem, știți cum e, dar un pahar de vorbă, trec toate. În altele. Am ajuns la... Ușor, ușor am ajuns la baza muntelui și vreau să începem să urcăm. Spune-mi, te rog, sincer și deschis, crezi că petrolul promovează anul ăsta? Sincer și deschis? Da. Nu. Nu. Dar... Nu-i ce vrei. Eu te-am întrebat dacă ce crezi tu, nu ce vrei. Nu. Și de ce? Aici e o discuție destul de lungă. Nu văd promovare directă, dar în schimb văd baraj. Adică o vezi la locul 3? Da. După UTA și? După UTA și... Bătaia mare între Rapid și Turis. Și bătaia mare între Rapid și Turis e prin simplu fapt că știți foarte bine ce susținereau. Și din ce sferă. De asta ți-e teamă. Da, nu pe echipă. Gândiți-vă că știți foarte bine indirectele și jocurile de curse care se fac, o discutăm destul de, de direct. Sunt niște, nu știu, anumite... persoane de influență din țărișoara asta noastră și din fenomen, care oarecum susțin aceste două echipe. Păi ce faci? Că dacă îi bați pe teren, ce se întâmplă? Păi, ia gândiți-vă dumneavoastră că sunt 5 meciuri. Un singur meci e de ajuns. Știți cu cine? Cu Mioveni. Ia gândiți-vă un egal cu Mioveni. Păi mai spui, îți mai pui tu problema locului 2? Sunt nicio formă. Sigur că da, da. Deci aici, tu automat să bați clar Mioveni și Iargeșu, care se presupun că sunt locurile 4-5. Așa e. Dacă e. Și locul 2 și 3 știți foarte bine că lupta se duce între Rapid, Petrolul și Turis. Uită-te că Rapid are primul meci la Arad. Păi nu s-a tras. Păi, ai idee, spun eu, conform Bergerului, cam acolo se duce. Dacă iau după Berger, acolo se duce. Ultima la prima. Da, și la noi se presupune că avem 3 deplasări. Noi cu Mioveniu. Și noi cu Mioveniu acasă? Nu, la Mioveniu. Păi avem 3 deplasări. Sunt locul 2. Noi avem 3 deplasări. De-aia avem pe Rapid aici. Păi, ia gândiți. Dacă se încurcă Rapidul la Arad. Nu că dacă se încurcă. Dacă pierde la Arad. Dacă luați firul echipei astea, și sezonul acesta și sezonul trecut, dacă ați observat, noi ne încurcam exact când în momentul când se încurcau și ceilalți. Și când trebuia să câștigăm, nu ne câștigam. Și sper să nu se păstreze trendul ăsta, pentru că sunt 5 metri, sunt 5 finale astea, chiar sunt 5 finale. Tu consideri asta ca fiind ca un mers pe sârmă, așa? Da. Și vă zic și de ce, pentru că fiind ultimul an, știți foarte bine că conform contractului cu Consiliul Local, acesta e ultimul an, iar pe criterii sportive și de performanță, noi ar fi trebuit să fim promovați deja de anul trecut și anul ăsta trebuia să fim în primele 10 și foarte, nu, în primele 6. Nu, era un an de luft. Adică puteam un an să nu
promovăm. Ok, l-ai pierdut. Să zicem că l-ai pierdut anul trecut. Și acum? Acum devine, practic, de-aia te-am și întrebat de mersul pe sârmă, pentru că, uite, următoarea întrebare era, promovarea ar însemna continuarea unui vis, în cazul în care obiectivul nu se îndeplinește, 2 ani consecutiv, ce crezi că va urma? Asta era întrebarea. Nu, dar... Și ce crezi că va urma? Vreau să pun problema din alt punct de vedere, că ați spus dumneavoastră că este un vis. De unde ai ajuns Petrolul să fie un vis? Să promoveze în prima ligă? Păi de ce să nu vii? Nu e, pentru că Petrolul e... pentru municipiu, pentru o județ. Locul Petrolului e în prima ligă. E în primele 6, ca și istorie, ca și echipă, ca orice. Și dacă nu s-a întâmplat asta... Am auzit chestia asta la multă lume. Nu are cum Petrolul să fie un vis în Liga 1, sub nicio formă. E o normalitate, deci noi... noul Petrolul, nu este Petrolul Ploiești. E un alt Petrol. Petrolul a murit. Domnul Anghelescu, gândiți-vă în felul următor. Că știți, sunteți lângă echipa asta de 40-50 de ani, da? De o viață, ca să și mine. Să răspui și altora. Așa au și dumneavoastră, da? De unde a ajuns Petrolul să fie un vis? Să promoveze. Petrolul, locul Petrolului este acolo. Pentru noi, în momentul de față, ne luptăm să intrăm în normalitate. Corect. După ce am intrat în normalitate, visul, într-adevăr, al Petrolului este să joace în Europa League. Acolo unde a jucat ani de zile. Inter Toto și ce a jucat și în anii 90. Ăla e locul Petrolului. Deci pentru mine, sub nicio formă, nu o să zic vreodată că Petrolul să promoveze în prima ligă e un vis. E o normalitate. Iar noi, dacă cu un parteneriatul acesta nu suntem în stare să intrăm în normalitate, ce aspirație să avem mai departe? Vreți să vă zic eu care e singura identitate a Petrolului în momentul de față? Suporterii. Nu mai are pic de identitate. Și știți foarte bine, de-a lungul anilor, că aveți o vârstă și dumneavoastră, cine își pierde identitatea nu mai are niciun obiectiv înainte. Asta e singurul lucru care mai trăiește echipa asta. Și seniorii? Seniorii la ce vă referiți? Cei care au mai rămas. Mircea Drida, Virgil Drida. Ați văzut ușor cum sunt îndepărtați? De ce? De ce? Păi, de ce? Păi nu știu, spuneți-mi cine. Păi, cine e îndepărtat? Păi, uite, luați exemplu în felul următor. Ok. Seniorii, da? Da. Nea Mircea, luați exemplu până la Mircea, care până la urmă e seniorul seniorilor, să zicem așa. Corect. Da? De ce nu mai acolo? De ce? Pentru că nu a fost ascultat. Că părerea lui n-a contat. Nu mai conta. Deci nu mai avea nici măcar părerea vizată, nu mai avea nici părerea de consiliere, nu mai avea nici părerea de suflet. Nu mai avea nimic. De ce? Uitați-vă cum a fost, luați un exemplu, că eu un subiect care pe mine chiar mă doare. Monografia domnului Frățilă. Uh-huh. Știți unde s-a oprit? În 1972. Îi mai trebuiau încă 3 albume ca să ajungă la istoria de zi. A cerut ajutor. Are probleme de sănătate în momentul de față. Dacă nu se întâmplă ceva cu monografia aia, să ne rămână ceva în spate, pe lângă că deja trecem în SF-uri, dacă ne gândim la muzeuri, la muzeu și la... Așa? Măcar monografia, dacă am... Spune-mi punctul tău de vedere, de ce crezi că nu se mai întâmplă nimic pe tema asta? Păi nu se mai întâmplă nimic pe tema aceasta, pentru că în momentul de față, în cadrul cuplului, exceptând 2-3 persoane, Petrol nu mai are identitate acolo. Au venit niște... Discutăm de o corporație, am lucrat în corporație, știu ce înseamnă. În corporație nu există suflet. Degeaba ați trimis 2-3 oameni dintr-o corporație, într-un fenomen în care n-ai fost niciodată, nu știi cu ce se mănâncă, pe parcurs acum l-ai învățat și ai văzut într-adevăr ce înseamnă un fenomen fotbalistic. Și în fotbal... Să aplici ceea ce se întâmplă într-o corporație, de la proceduri, la proiecte, hai că proiectele până la urmă se fac într-un fel sau altul. Dar și când știți cum se fac proiectele în fotbal, pe termen scurt, mediu și lung. Hai că avem bugetare, dă-i în departamentele XY, cu organigrarea în 100 și aia. Și n-ar trebui să fie numărul 1? Că ăștia ar veni cu banii, da? Păi la urmă nu contează cei care vin cu banii. Păi da, gândiți-vă în felul următor și vă zic așa, ok, discutăm de corporație, da, Veolia totuși, e o corporație destul de mare, da? Noi avem vreo organigram anunțată la club? Da, este o organigram. Care, domnul Anghelescu? Acum e cu Costel Lazar președinte, da, vicepreședinte. Și vi se pare dumneavoastră organigramă? Păi... Eu știți cum aveam o organigramă într-o corporație? Era directorul, era project managerul eu și de aici plecau încă sute de persoane. Dar era făcută. Îi zicea organizational tree. Și știai fiecare ce faci. Da? Păi ziceți-mi și mie, care e funcția lui Peco? Lui Peco? Da. În organigrama clubului, care e funcția lui? Adică el este, mă întreb, ca ce este retribuit, da? Da, ca ce? Știți ce face acolo? Că știți. Tot. Că Peco are cheia orașului, dacă e să nu. Cam de toate, da. Și care e poziția lui? Ar trebui să fie în poziție, dacă, după mine,
administrator de echipă. Dar nu e. Dar nu e nimic. Hai să întrerupem câteva secunde de publicitate și revenim în scurtă vreme.